Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Asia Express merge mai departe. Sunteți puternice, sunteți frumoase. Ați luptat ca niște leoaice. Ați luptat ca niște leoaice. Da. Ascult, așa trebuie să fie, crede-mă. Tot timpul se întâmplă ce trebuie să se întâmple. Crede-mă. Te iubesc de mult. Cea mai mare părere de leu și cea mai mare regret al meu este că s-a terminat jocul pentru noi. Și că o să pleci tu cu treaba ta, eu cu treaba mea. Mi-ar fi plăcut să avem șansa să jucăm și ultimul joc împreună. Nu probabil. Sigur așa a fost să fie, până la urmă. Eu chiar cred. Și dacă aș fi știut... Nu știu de ce. Dacă aș fi știut eu aseară că era ultima cazare, că era ultimul autostop, că pe plajă acolo avem Piatra Roșie... Păi nu mă mai întorcem prea acolo la Irina. Mai rămâneau acolo. O fost cea mai frumoasă aventura vieții noastre. Eu cred că asta o să fie cea mai mare nebunie pe care am ales să o facem împreună. Și cred că ne vom cunoaște și mai bine una pe alta. Când am văzut bagajele scoase. Deci ne omoară bagajele rău de tot. Uite, vezi că mai vine unul mare din spate. Tot îndeamnă să cred că e o glumă proastă. Nu, papi, e prea mică mașina. Portbagajul e prea mic. Ok, hai aici atunci. Esti, ce faci? Păi ai zis... valiza. Și simt că parcă mi-am trăit a doua copilărie, nu știu. Am simțit că m-am întors în timpul copilărie, că mi-am permis și mi-am dat mie voie să mă joc. Da. Începe Asia Express! Că dacă mâine îmi zici că o luăm de la capăt din stage 1, eu aș mai fi în stare să mă duc încă de 3 ori toată cursa asta. Ce scoate din fund? Iisuse, bun, lucrează tu! Noi ne-am și bucurat și am și trăit, ne-am făcut și prieteni, ne-am bucurat și cu oamenii, cu toată lumea. Ok, thank you! Cele mai faine momente și grele, pentru că noi nu ne-am așteptat. Cred că niciunul dintre concurenți nu se aștepta să fie așa de greu. De acasă se vede totul altfel. Da. De acasă poate sunt probe care par simple. Da, și nu mai vorbi, te rog! Cred că unul dintre cele mai grele lucruri pentru noi a fost atunci când am mâncat capul de miel. Nu pot, e ochi. Nu pot, e ochi ăsta. Știu, pentru oamenii care mănâncă așa ceva sau sunt obișnuiți, o să pară ușor. Pentru noi a fost ceva greu. Sau nu știu, tot felul de alte jocuri. Lidii, pune, uite, în fața ta, așa. Nu știu cum... Nu! Eu nu știu, este aici, o să rămânem. Nu suport să vâslez. Hai, nu te mai enerva, că e ok. Eu m-am jucat de aia, de multe ori eram atât de amețită, pentru că pentru mine a fost un joc. Noi, de fapt, am venit să încercam să mă evadez din toată starea de stres și de nervi și de ce mă mai apucat pe mine. Și de-aia mă bazeam pe aia, pentru că în momentul ăla... Pur și simplu mă jucam. Era în mine atât de puternic sufletul ăla de copil încât nu mai puteam concentra. Știi ce faci? Nu, eu sunt prea matematică, te-ai zis din prima. Păi nu-mi zici, păi da, dar tu te scoți ușor. Eu nu păi pot. Nu mă scot ușor, zici doar că nu știu. Mie cele mai mari bătăi de cap mi-au dat toate probele unde erau probleme de matematică. Nu știu, pentru că lor era 400. Când am văzut toate cifrele acolo, mă la capul. 500. Nu-mi place deloc, știam că nu o să mă descurc. Iar probleme de matematică, trebuie să găsiți. Deci la matematică eu sunt. Astea nu mi-au plăcut deloc. Ai deja ai făcut și împărțirea? Păi da, 20 împărțirea 4, pe bune, pe 5. Toate probele unde aveam de făcut exerciții de matematică sau aritmetică, alea nu mi-au plăcut. Dar noi, în practic, am știut de astea. Adică știam că nu suntem foarte bune. Și câtă bătaie ne-ar da tati pentru astea, e și rușine. Ia bagă un 7-8. Și că stă... Ok, da. Deci nu, cu tine mă măriți. Dați-vă mai de acolo, că pică ăsta pe voi, vă omoară! Nu mi-a plăcut deloc, a fost ceva ce mi-a pus capac. Cursa pentru ultima șansă, atunci când am avut de cărat acel cărucior foarte greu. Stai! Simțeam că mă lasă brațele. Mă, Lidii,
Ce vrei să facă? E greu, Esti, n-are 2 kg, are 200, băgana și picioarele sunt parte. Am amândouă, simțeam că nu mai am forță și putere să-l țin în loc. Ăla a fost unul dintre momentele în care pur și simplu... Mai băgat din ochii, te rog. Plus că e oboseala de 2 luni de zile pe drum. Hai, tu? Vezi că pe... Oh! Oh! Stai tu, Lusef! Stai un pic, mă! Stai, stai, mama! De 2 luni de zile să te bată soarele în cap, pentru că au fost foarte puține zilele în care pot să zic că nu a fost foarte cald. Vai, ce frumos e aici! Stai aici o lună. Iordania a fost ceva... Nici nu te-ai gândit vreodată. O făcut Dumnezeu niște minunății la care nici măcar n-am putut să visez vreodată. Eu n-am știut de locul ăsta că este atât de frumos. Vai, stai să ating și eu cu o mână măcar. Doamne, nu mai știu unde să mă mărit, să-mi vine să schimb locul în fiecare zi. Nu, Asia Express este atât de frumos tot ce se întâmplă aici, că nu poți să zici că a fost un lucru care nu ți-a plăcut. Nici mâncarea, nici lipsa mâncării, de fapt, nici autostopul, chiar dacă uneori aveam impresia că nu o să mai găsim niciodată o mașină care să ne ducă unde vrem. Pa, asta ne-au dat nouă mai mari bătăi de cap, dar nu pot să zic că a fost ceva ce nu mi-a plăcut. Luxații. Luxații, cred că ne-au rupt spatele. Am ajuns să îi facem să fie una cu noi, să nu-i mai simțim. În rest de dormit n-am avut o problemă, că am avut locuri uneori în care nu aș fi dormit în mod normal. Aia nu m-a deranjat. Thank you, ma'am. You are an angel. You are so kind. În Asia Express am învățat că oamenii simpli sunt cei care te primesc cu cea mai mare dragoste. Mai, deci promit solemn că oricine o să vină în fața blocului nu are unde să doarmă în culc acasă la mine. Te primește în casa lui și dă tot ce are mai bun. Și un gest simplu cum a făcut acea doamnă. Dar mi s-a confirmat încă o dată că omenia și a fi om este cel mai important în viața asta. Deci bunătatea oamenilor pe mine m-a impresionat. Everything is cool. It's ok. We are happy. Perechea ce nu va participa la cursa pentru ultima șansă, Lidia și Estera. Eu cât am plâns în Asia Express, deci n-am mai plâns cât am plâns în Asia Express, deci nu mi-aduc aminte când. Bine. Noi am avut parte de 2 imunități care ne-au aruncat direct în următoarea etapă și când am plecat din Georgia, din Georgia spre Iordania și când am plecat din Iordania spre Israel. Esterei și Lidiei. Yes! Felicitări, fetele. E o reacție pe care nu poți să controlezi. Yes! Yes! Doamne, momentul ăla. Așa m-am bucurat. Mor după tine. Să știi că ei este foarte dor de tine. Ai, știu că ți-e dor de ea. M-ai rupt sufletul, mai rău, da. Doamne, nu, deci este ceva ce nu pot să explic. Eu în 10 ani... Efectiv, roller coaster. Zic bine. E foarte bine. Eu în ultimii 10 ani n-am plâns niciodată atât de mult. Și prin câte sentimente și nu știu, stări am trecut. Bravo, deci ești cea mai mândră de tine. Le-ai rupt pe genunchi. Dacă ajungeam în finale Asia Express, indiferent ce se întâmpla după, dacă am fi câștigat sau nu noi, era chestia, știi, că ai avut șansa să mergi până la finalul jocului. Da, dar e ok. Deci eu chiar plec liniștită, mulțumită, împăcată, fericită că am putut să stau cu Lidi, că am trăit cele mai faine momente și am fost prin cele mai frumoase locuri împreună. De asta am și venit. Ăsta a fost cel mai mare motiv pentru care am venit. Faptul că o să pot să stau din nou atât de mult timp cu ea. Pentru mine asta a contat. Și noi acum chiar putem să zicem că a fost aventura vieții noastre. Eu oricum nu plec oricum din Asia Express, numai puțin. Eu v-am zis ceva și mă țin de cuvânt. Voi două, da, dragile mele, veți fi acolo cu mine în Ierusalim. Eu trebuie să fiu superb. Pe asta n-a simțit-o. Eu ți-am zis că o să fii nașul meu. Lidi! Da, o să te măriți la Ierusalim. Nu, eu m-am mărit azi. Eu nu plec de aici măritată ca să-mi plăgeți. Că eu nu știu când mai plăgeți. Nu știu dacă ai auzit ce ți-am zis mai devreme. Că mergem la Ierusalim, o să vedem finala împreună. O să vedem împreună cine ajunge primul, nu? Veniți cu mine, da? Vin cu tine, da. Hai aici, încă mine. Am cea mai urâtă rochie de mireasă. Nici am nu vreau să te întreb de unde o ai. Bine, a fost luată pe grabă. Am cumpărat-o de la o doamnă, dintr-un pod, efectiv, dintr-un pod cu 1 milion. Eu când am plecat din România, eu am plecat cu gândul ăsta de acasă și am zis, eu n-am să expres, eu nu există, eu nu o să plec de acolo singură. Eu tăi sezonul, voi nu știți. Am avut tot timpul la aia roche de mireasă, doar că... Recunosc că am vrut să o scot în finală.
să fac toată cursa de final în rochie de mireasă. N-am mai apucat-o. N-am mai apucat-o. Și atunci și a fost singura ocazie în care am putut să o mai scot. Când o femeie e hotărâtă să îmbrace rochea de mireasă, înseamnă că are nevoie de bărbatul hotărât. Cu siguranță. Păi cum, de unde dorința? Păi când mă uit, toată familia mea, toți frații mei, sunt căsătorii la 19 ani, la 20 de ani. Un copil, doi copii, tu cât ai? 30. 30 are doi copii, eu mai am puțin și fac 30 și n-am nimica. Îmi doresc mult, chiar îmi doresc. Nu sunt disperat acum, că da. Au fost foarte multe lucruri pe care le-am făcut așa de fani și sunt convinsă că cei care știu o să înțeleagă, adică se vedea clar că este vorba de cateringă. Dar mă, nici nu m-aș supăra să nu plec singură. E foarte urât. Nu mă pronunț. Și este prima rochie de mireasă pe care o îmbrac. Eu nu m-am îmbrăcat până acum niciodată în rochie de mireasă. Nu știu cum am arătat, eram urât rău. Urât rău. Nu. Tu nu. Tu ești superbă. Dar ok, era... Dragii mei, în finala Asia Express 4, Drumul Împăraților, Emi și Cuza, Mihai și Elvira. Ne vedem în finală, dragii mei, pentru că Asia Express continuă! Da, Irina, eu vreau să zic și eu ceva înainte să plecăm de aici. Mulțumesc pentru cele mai frumoase amintiri pe care mi le-ați făcut aici la Asia Express alături de Esti. Mulțumesc lui Esti că a venit cu mine. Noi nu o să mai avem altă șansă vreodată să stăm atât și de mult împreună. Și noi mulțumim și vă mulțumim. Și ne-am simțit super fain alături de voi. Și mulțumim întregii echipe, ați fost minunați. Mulțumim pentru că ne-ați suportat. Știu că am fost uneori de nesuportat. Ai urit așa în nebunia noastră. O să vă fie dor de noi. Sigur. Și nouă de voi. Și mulțumim mult. Și suntem mândri că am ajuns până aici și vrem să îi felicităm pe ei pentru că chiar merită și să câștige cel mai bun. Mulțumim! Noi a trecut, da, și suntem în finală și e bine și nu-mi vine să cred. Suntem în finală! Sper să nu cadă în apă, că alta nu mai am. Nu vreau. Suntem în finală, puiule. Nu vine să cred. Nici mie. Și asta e, jucăm finala cu Mihai Petre și cu Elvira. Ce am spus noi la primele etape? Că vrem să-i batem în finală. Uite, acum avem ocazia. Dacă ne bat cinstelor, sunt mai buni sau sunt mai norocoși, vedem ce o să fie. Pe principiu ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să și întâmple. Doamne ajută, se întâmple. Te iubesc. Bravo, bro. Și eu te iubesc, știi? Și o să facem o finală bună, îți promit. Hai la iadul salitat. Let's play. Felicitări tuturor. Doamne ajută. Felicitări tuturor. Hai, tată, pe stânga sau pe dreapta, că iar ne certăm, unul pleacă, unul. Tu, unde vrei tu? Hai în stânga. Ha. Cred că ne trebuie o odihnă nouă. Ce? Cred că ne trebuie o odihnă. Ce odihnă? Hai sus la luptă, Florica, că trebuie să-mi găsesc bărbat. Eu nu mă pun să dorm acum. Îmi pare rău că n-am stat mai mult acolo în parc să fac bani mai mult. Acolo te puteai mărita. Auzi cum arăt să fug așa în curs. Dragilor, susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express, emisiune sponsorizată de Telecom.